Săptămâna patimilor. Săptămâna patimilor exprimă perioada de la flori până în sâmbăta cea mare inclusiv. Conform rânduielilor canonice, în această săptămână se ajunează până spre seară. Caracteristica esențială a acestei săptămâni sunt deniile. Luni, în săptămâna patimilor, se face pomenirea patriarhului Iosif vândut de frații săi cu 30 de arginți. El este o preînchipuire a lui Hristos care a fost vândut de Iuda. Acuzat de desfrânare, ajunge în temniță. În urma tălmăcirii unor visuri, este scos din închisoare și pus administrator peste tot Egiptul. Stăpânirea lui Iosif peste Egipt era o prefigurare a biruinței lui Hristos asupra păcatelor lumii. Tot în această zi se face pomenirea și de smochinul neroditor, blestemat de Hristos să se usuce pentru că nu avea rod. E o pildă dată omului din care trebuie să rețină că Dumnezeu este atât iubire cât și dreptate. Deci la judecata de apoi, El nu doar va răsplăti, ci va și pedepsi pe cei ce nu au rodit. Începând cu denia de duminică seara, se cântă până în Sfânta și Marea Joi următorul tropar. Iată vine mirele în miezul nopții și fericită este sluga pe care va afla-o priveghind, iar netrebnică e cea pe care o va găsi lenevindu-se. Vezi, dar, suflete al meu, cu somnul să nu te îngreuiezi, ca să nu te dai morții și afară din împărăție să nu te încui, ci te deșteaptă strigând, Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeul nostru, pentru născătoarea de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.